Dumneavoastră înțelegeți că noi avem de multe ori situații când, Doamne ferește, într-un sat s-a prăbușit acoperișul la grădiniță, în altă situație un copil are urgent de operație psihotare și la noi te trimite. Du-te la asistența socială, du-te la primărie, scrie scrisoare lui Maia Santu, scrie la guvern, scrie la parlament. În 99% de cazuri, rezultatul e zero. Fondul prezidențial de urgență, dacă în o gradă la dumneavoastră ceva strică, dumneavoastră nu chemați ONG-urile pentru consultare, urmă să faci proiectul, dumneavoastră imediat soluționați problema. Iată ce înseamnă Republica Prezidențială. Când astăzi nu le spui omului că conform procedurii noi nu avem dreptul să vă ajutăm, eu vă dau un exemplu concret. Acum când au fost ploile astea, inundațiile astea în țară, eu trăiesc pe, cu tata pe malul lacului Ghidighici, unde s-a prăbușit drumul. Tata meu, din cauza că este dus odată în două zile la dializă, eu trebuie să am acces la drum permanent. Vine primarul de la Străjeni, cât să facem documentele, să vedem motivul. Domnul Renat, dați dureză vă două, trei luni de zile. Îi chem pe cei de la guvern, domnul Usatăi trebuie văzut, dar scris scrisoare la guvern. Zic, dați-o fac eu, din banii mei. Ce cu înscrie? Din cauza că să alegeri dumneavoastră n-aveți dreptul să reparați drumuri, să instalați terenuri de joacă, să ajuți biserica și tot așa. Ghinicu a venit cu metropolia, care în 4 ore s-a soluționat problema. Ia că așa trebuie de lucrat, înțelegeți? Dar eu niciodată n-a să merg ca interesul meu personal să fie mai presus decât interesul național. Deoarece oamenii astăzi la noi supraviețuiesc din ultimele puteri și oamenii au nevoie de președinte, dar nu de fotosesii pe la vamă, de discuții cu ambasadori și să dăm medalii și grămadii.